Eroina de la Jiu a fost uitată de autoritățile locale și județene și de gorjenii pentru care și-a dat viața, astfel că doar două coroane au fost depuse lângă mausoleul din piața prefecturii. La comemorarea 90 de ani de la reînhumarea rămășițelor Ecaterinei Teodoroiu, au fost prezenți doar reprezentanții ai Muzeului Alexandru Ștefulescu din Târgu Jiu, directorul Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu, Gheorghe Nichifor, profesorul George Manoliu și publicistul Dorin Brozba. Un eveniment istoric cu totul și cu totul deosebit, acel al comemorării a 90 de ani de la reînhumarea rămășițelor pământești ale eroinei neamului. De altfel, mulțumim și pentru participarea domnului director Hortopan, directorul Muzeului Județean Gorj, a domnului profesor dr. Georgian Nichifor, directorul Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu și a domnului profesor George Manoliu, șef al culturii în anii 70. Aici are loc o ceremonie simplă, o ceremonie care presupun eu și toți ceilalți care știm mai multe despre Ecaterina Teodoroiu că i-ar fi fost pe suflet. De asemenea, prezenți la eveniment au fost și elevii ai liceului care poartă numele eroinei de pe Jiu, respectiv ai Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu. De ce te afli astăzi aici? Pentru a participa la comemorarea Ecaterinei, aducerii osemintelor Ecaterinei Teodoroiu. Știi cine a fost Ecaterina? Da, Ecaterina Teodoroiu a fost o mare luptătoare, de aceea trebuie să fim aici prezenți în număr foarte mare. Mai ales că liceul tău poartă numele Ecaterinei Teodoroiu, da. Și suntem mândri de asta. Liceul tău poartă numele eroinei. Da, într-adevăr. Și mândră de asta? Dar și normal, pentru că de aia și ales acest liceu, prestigiu. Am venit la un proiect cu școala să asistăm la împlinirea 80 de ani de la reînhumarea osemintelor lui Ecaterina Teodoroiu. Cine a fost Ecaterina Teodoroiu? Da, eroina Gorjului. Ești de la liceul Ecaterina? Da. Ești mândru că poartă numele eroinei? Oarecum, da. Marea eroină a neamului, Ecaterina Teodoroiu, a fost adusă acasă de pe frontul din Moldova din dorința regelui Ferdinand și a reginei Maria, suveranii României mari.